Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou podcast. Unghiul de filmare este mai inedit, pentru că sunt în curs de a returna o mașină pe care am avut-o o perioadă mai lungă, respectiv vreo 4-5 zile, și anume o Honda E, de la Honda Trading România. Am filmat această mașină de mai multe ori, o să mai apară o filmare detaliată cu ea, nu fix cu mașina asta, însă am zis că dacă tot o am pe mână, să mai vorbim despre câteva impresii ale mașinilor electrice, mai ales că ai mei colegi de la Craiova au făcut recent un podcast pe tema asta cu Daciile Spring, de fapt despre forumul Dacia. Și ca să încep, nu vreau să încep într-o notă cu hate, așa cum nici ei nu au început, mie personal Dacia Spring nu mi se pare o mașină nasoală. Și spun chestia asta în ideea în care are un preț foarte mic, real plătibil de către client. Înțeleg că o scoți la puțin sub 9.000 de euro. Strict pentru a te deplasa de la A la B, mi se pare o idee bună. Nu cred că ar trebui să mergem atât de departe încât să complet sau să criticăm tot felul de detalii pe care oricum mașina asta nu le are. Că e mică, că e... n-are confort, că nu știu ce, aer condiționat nu are, chestii de genul ăsta, prin faptul că nu are un sistem de răcire mai avansat, nu a fost gândită pentru asta. Așa că probabil cei care o critică oricum nu aveau de gând să-și cumpere așa ceva. Și singura ei critică majoră cred că rămâne protecția în caz de accident, fiind totuși o mașină ieftină, foarte accesibilă prin preț, poate să facă chestia asta doar coborând un anumit standard de siguranță, adică clar nu va fi atât de sigură ca o mașină cu preț triplu. Dar proiectul în sine mi se pare unul interesant, pentru că ea ca mașină a fost proiectată de către același individ care a gândit prima generație de Logan, iar acel Renault Kwid, cum se numește el în Asia, e o mașină de succes, adică acolo au reușit să o vândă cu vreo 3500 de euro echivalent. Și are niște variante de motorizare termică făcută printr-o alianță cu cei de la Suzuki, dacă mi-aduc bine aminte, și nu folosește motoare termice de Renault. 0.8 turbo, 1.0 turbo cu puteri din astea între 45 și vreo 72 de cai, cam așa. Și de acolo a derivat ea ca mașină electrică ulterior. Însă trebuie să ne gândim că e gândită pentru acea piață asiatică și prin preț se pare că o să aibă foarte mare succes și în Europa, având în vedere că se vinde și ca Renault și ca Dacia ca brand și deja în România vezi foarte multe. Și astăzi vreau să vorbesc despre câteva neajunsuri are idei de mașină electrică și aici nu criticăm un brand, că nu e vorba despre critica brandului, ci mai mult despre chestia de conduită socială și problemele care derivă din mașinile astea. Această mașină de la Honda are asociat un card de la Renovatio de încărcare, una din rețelele care furnizează curent electric pentru mașini. Problema majoră, sau mă rog, de fapt nu majoră, problema mea, dacă stau să mă gândesc, este că nu poți să plătești cu cardul la aceste stații. Poți indirect, dacă ții niște aplicații, înțeleg că sunt niște greci care au dezvoltat o tehnică nouă și îți asociezi tu cardul bancar într-o aplicație care se numește Charge scris fără H, Cargie, nu știu exact cum s-o pronunța în ideea lor, dar înțeleg că e o idee bună prin faptul că poți include treburile astea bancare acolo direct. Problema este că rămâne situația asta, majoritatea stațiilor de încărcare publice nu au POS. Așa că e ca și cum tu te duci la benzinărie și ar trebui să ți se ceară un cont bancar, un card special pentru fiecare benzinărie, să faci un dosar cum ar veni. Vă dați seama ce ar însemna să ai 10 tipuri de carduri, dosare, conturi și așa mai departe, o complicăciune. Înțeleg de ce au făcut chestia asta la electrice, pentru că se pare că în România și nu numai, nu poți să vinzi curent operatorilor altcuiva decât operatorilor casnici. Adică tu dacă ai casă și apartament, faci un contract cu un furnizor și cumperi curent. Ai o identificare la o adresă, se face un dosar, o chestie mai amplă. Însă, la puncte mobile, oficial nu ai voie să vinzi curent, așa că de asta acești producători vând curent sub forma denumirii de unitate, nu de kilowatt. Tehnicalități în esență, dar ceea ce este enervant e că tot consumatorul final are de plătit. Așa că, în continuare,
comparația cu o benzinărie destul de interesantă, unde nu ți se cere un cont, oricum când plătești cu cardul se vede cine ești și ar trebui și la electrice să facă chestia asta. Înțeleg că în Germania s-a dat deja o lege care impune ca începând din 2023, dacă mi-aduc bine aminte, absolut toți operatorii care vor construi stații de încărcare să le facă cu POS. Se exceptează de la această regulă, fac excepție stațiile deja construite, care nu vor trebui obligatoriu să aibă retrofit la sistem POS la bancomate. Însă, realmente e o problemă chestia asta, pentru că tu dacă îți faci în plan o călătorie și să zicem ai card la o firmă, și pe drum te bazezi că firma aia are niște stații și când ajungi acolo constați că nu sunt sau nu merg și nu ai card la celelalte firme, e problem, că nu poți să încarci. Înțeleg că unii au dezvoltat deja niște plăți ad hoc și poți să plătești cu cardul, dar pentru asta, repet, trebuie o unitate de POS, adică inclusiv la spălătorie, cu fise, sunt deja majoritatea unde poți să cumperi cu cardul direct, nu-ți trebuie vreun cont. Altele au conturi și pe acest sistem tot așa poți să ajungi să plătești cu cardul. Deci asta este, cred că, lucru care pe mine mă enervează cel mai mult. Și al doilea este că, deși ai card, contul respectiv la furnizorul ăsta de curent, realmente te cam lovești de situația în care nu prea poți încărca. Eu am pățit chestia asta personal și sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, odată ce ai mufat mașina, eu am dus mașina încălzită, adică bateria este precondiționată, mașina era mearsă, era deja la temperatura de funcționare, nu era ca și cum o puneam după o noapte de minus 15 grade, direct la încărcat cu o baterie rece care să aibă o rezistență mare internă și care evident nu are cum să accepte un curent de debit rapid instant. Trebuie să stea un pic să se încălzească. Deși stația oficial putea să furnizeze un debit din ăsta de 50 de kWh, în mașină intrau maxim 9, adică în loc să stea la încărcat un 20-30 de minute pentru bucata aia de 40-50% baterie cât vreau eu să adaug, a stat o oră și 20. Deci se pare că stațiile astea din diverse considerente nu furnizează curentul la debitul ăla oficial stipulat. Adică tu zici ok, că mi-au curent rapid de încărcare, plătesc mai mult, dar măcar se încarcă repede. Iată că în realitate nu e chiar așa. Eu am pățit personal chestia asta, nu știu restul, și am pățit-o la mai multe stații. Așa că tind să constat că anumite stații gratis de încărcare au un curent mai stabil și mai rapid decât stațiile cu plată. Și ar mai fi niște chestiuni enervante, faptul că tot așa, deși ai cardul ăsta, uneori nu ți este recunoscut. Adică zice card eronat sau card neacceptat, card neenrolat, tot felul de mesaje din astea, deși el este înrolat și am avut surpriza că la aceeași stație când conectam mașina să meargă alte dăți. Adică am făcut testul ăsta pe parcursul a unor 5 zile aproximativ. Și altă chestie ciudată, am fost la un mall, mai exact la Băneasa, unde în subsol, eu de fapt n-am vrut să ajung la subsol, eu am vrut să pun mașina la încărcat la stația de afară. Mi-a făcut schema asta cu cardul, nu funcționa. Zic ok, pe curent continuu, rapid, îmi spunea că este card neacceptat. Și am scos cablul mașinii Type 2, am conectat la mufa stației pe curent AC, pe curent alternativ mai lent, dar zic oricum o să stau 2-3 ore la mall, sigur se încarcă până atunci. Am mufat cablul, mașina avea cam 70% baterie, am vrut să o încarc la măcar 80% dacă nu 100%, și la o secundă după ce sesiunea se activa, îmi apărea sesiune terminată de către utilizator. Eu nu am apăsat niciun buton de cancel. Zic, băi, poate are mașina vreo limitare. Am intrat în meniul mașinii să văd dacă există vreo limitare pusă, pentru că la mașinile astea poți, de exemplu, să setezi ce procent maximal de baterie să se încarce. Dacă vrei tu să pui 7% maxim, poți seta din meniu. M-am uitat, în meniu nu era în niciun fel vreo limitare de acest gen. Și ok, nu merge. Scot cablu, mă duc în interior, că știu că mai era o stație acolo care este doar pe curent lent Type 2 alternativ.
care oficial varsă 22 de kW, dar în realitate tot așa, are niște cifre mult mai modeste, pe la vreo 3,6 kW. Mașina asta acceptă cam 6,4, pentru că are încărcător de bord de aproximativ 7 kW, adică ar trebui să înghită debitul ăsta de curent dacă stația îl oferă, dar din considerente pe care le-am menționat anterior, se pare că rețeaua nu furnizează curentul la viteza asta specifică. Tot așa, scot cablu, mufez stația, pornește, mi-arată că 2 ore timp de încărcare, zic ok, stau la mult 2 ore, nicio problemă. Și când mă întorc, mașina a acceptat doar 3%. Deci sesiunea s-a oprit. Însă nu mi-a dat ca și cum ar fi fost vreo eroare. Adică eu mă așteptam ca mașina să fie 100% încărcată când m-am întors. Și iată că n-a fost așa. N-a fost o situație tristă pentru că aveam autonomie. Dar gândiți-vă, dacă veneam cu mașina cu 10% autonomie, și eu mă bazam pe încărcarea aia că trebuia să plec undeva mai departe. Și după ce bănănăiam 3 ore prin mol în ideea să se încarce, de fapt constatam că nu s-a încărcat și am petrecut acel timp degeaba. În condițiile în care acest serviciu este unul plătit, că este un card, nu știu, poate a fost o eroare fix la stațiile astea. Eu spun concret ce am pățit eu, nu e o reclamă proastă a acelui serviciu. Recunosc că de multe alte ori am încărcat la aceste stații fără niciun fel de eveniment, chiar și după acesta. Adică această mașină a fost la încărcat în grija mea de vreo 4 ori și doar o dată am pățit, într-o zi am pățit chestiile astea enervante. Dar iată că se pot întâmpla. Adică la o pompă cu benzină nu o să pățesc niciodată așa ceva. Tot timpul va curge benzina pe pompă când vei trage de mâner și va curge la acel debit indicat și mai mult decât atât, poți să plătești cu cardul fără niciun fel de problemă. Adică nu ar fi niște limitări din astea. Aici mai trebuie lucrat. Nu neapărat la autonomia mașinilor, cât la infrastructura. Adică eu personal, decât să doresc o autonomie reală de 1000 de kilometri a unei mașini electrice, mai bine rămân cu autonomiile reale ale acestor mașini din prezent și aș plusa pe infrastructură, să fie disponibile mai multe stații care să încarce realmente la acel curent real promovat, la un preț corect, accesibil și totul să se întâmple fără emoții, adică să știi că cu o mașină cu motor termic, în momentul în care ai rămas complet fără benzină și să zic că ai de împins mașina 100 de metri până în benzinărie, păi tu știi când ai trecut pragul benzinăriei și vezi acel catarg cu prețuri, că ești salvat. În momentul ăla, dacă ai bani la tine, fie pe card, fie în buzunar, tu știi clar 100% că vei primi combustibil. Singura situație în care nu vei primi e dacă ai nimerit la schimbul de tură și trebuie să aștepți 20 de minute sau dacă, nu știu, cumva există o eroare pe stație, s-a întâmplat ceva, a venit ISU, există o situație și ai de așteptat. Dar în 99,99% din cazuri, când treci pragul unei benzinării, tu știi clar că vei avea rezervorul umplut. Se pare că la stațiile de curent nu e tot timpul o regulă treaba asta. Și am văzut stații care figurează ca fiind funcționale și când bagi mufa apare eroare flux DC. Direct current, eroare nu știu ce sau stație nefuncțională, adică tu te bazezi că merge și ea de fapt nu merge. Aici zic eu că ar mai fi de lucrat. Și eu sincer la această mașină cu autonomie reală pe frig de 164 de km fără climatizare și aproximativ 146 de km cu climatizarea pornită pe 23 de grade, nu resimt o problemă de funcționare. Adică nu mă deranjează că trebuie să o încarc la 2 zile. Chiar este o mașină utilizabilă cu autonomie din punctul ăsta de vedere, doar că infrastructura e problema, părerea mea cel puțin. Și acum recunosc că totuși din punct de vedere al unui utilizator heavy zilnic, mașina asta merita și ea o baterie cam de 50 de kWh care să fi făcut posibilă o deplasare de 300 de km fără emoții. Ce interesant e că are o încălzire foarte bună în scaune și dacă pornești încălzirea în scaune și volan, nu mai simți nevoia de a porni climatizarea. Însă dacă te îmbraci cu Adidas de plasă și afară sunt 4 grade, o să simți nevoia unui aer cald la picioare, așa că atunci pornești climatizarea. Din fericire, această mașină are pompă de căldură, deși unii pe forumuri spuneau că n-ar avea, dar asta s-a întâmplat la edițiile inițiale, care din grab au fost lansate doar cu PTC, cu aerotermă pe curent, care într-adevăr consumă mult mai mult. Concret, la această mașină, când activezi climatizarea, autonomia scade cu până în 10%.
Adică de la un 164 de kilometri se duce la 146, se inversează ultimele două cifre. Dar în niciun caz nu se înjumătățește. Cert e că acum sunt 11 grade afară și o mașină nu simt nevoia de căldură. Adică mi se pare că sunt undeva la 20 de grade în mașină. Poate unul mai friguros ar simți nevoia să le pornească. Cam asta ar fi rezumat. Deci una peste alta, eu zic că o concluzie a acestui podcast este că la mașini electrice trebuie majorată infrastructura. Nu zic însă că e imposibil de trăi cu ea de zi cu zi, dovadă că am filmat destule mașini electrice și am ajuns să merg cu ele în tot felul de condiții, le-am încărcat în tot felul de locuri, am mers și vara și iarna, chiar sunt utilizabile, adică nu sunt un hater, doar că am vrut să spun concret experiența mea și ce părerea mea despre treaba asta. Hai și voi în comentarii să vedem ce părere aveți. Că e un subiect interesant, adică nu sunt mega fan înfocat al mașinilor electrice, însă încep să le înțeleg și cred că despre asta este vorba, de a vedea în termeni reali cum se poate folosi o mașină de asta. Și rămân la părerea mea că e idee bună să ții așa ceva pentru oraș și mai mult decât atât, dacă ai nevoie, adică nu-ți lua o mașină electrică dacă tu faci 800 de kilometri pe weekend, că nu o să ajungi să faci cu o mașină electrică atât. Ia-ți-o doar dacă ai nevoie și dacă rutina ta zilnică are de beneficiat de pe urma unei mașini electrice, faptul că poți să conduci mai ieftin, prin faptul că realmente acum multe stații sunt gratis și da, te poți deplasa mai ieftin. Vedeți și cazul pe care l-am expus la Tesla, prezentat al lui Ciprian de la EcoDrive, care și-a făcut niște calcule pe foaie și concret și-a dat seama că a ieșit mai rentabil cu o mașină electrică decât cu una pe motor termic. Despre asta este vorba. Așa că eu vă urez la revedere, sper că s-a auzit cât de cât ok podcastul acesta, pentru că nu am montat la valier, am și Android-ul auto legat la ecrane și mă bucur de el, având în vedere că e o mașină cu foarte multe ecrane pe partea asta, se poate vedea ce jonglerii poți să faci cu oglinzile astea electronice, adică Honda este o mașină super drăguță și lumea cred că așa ar trebui să o vadă, ca o mașină cu un design inedit, cred că ar fi fost mare succes și cu motor termic, dar are acel design de Civic clasic din anii 70, minimalist, de stil lounge, de birou. Mie mi se pare un design foarte reușit și chiar e o mașină practică, dar doar dacă ai nevoie de ea, exact așa cum am menționat. La revedere! Și de fapt, până să-mi iau exact la revedere, trebuie să mai menționez faptul că e o mașină foarte jucăușă, pentru că fiind tracțiune spate, îi poți și dezactiva ESP-ul. Dacă merge într-o parcare udă sau pe zăpadă, poate deveni foarte fan mașina, adică chiar e un driver's car și la 150 de cai cât are aproximativ, livrează bine demarajele și nu îți trebuie neapărat mai multă putere. Singurul meu regret, am zis, este treaba legată de autonomie. Acum chiar îmi iau la revedere.